prima, detașamentele constituite sunt gata pentru începerea ceremonialului cu ocazia Zilei Naționale a României. Sunt comandantul detașamentului de pompieri Dej, Major Rad Ovidiu. Bună ziua! Să trăiți! Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Că Tăi este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfântuire și împrutate, bună sfărire, iar asupra vrășmașilor miluință, și păzește pe greșii. Exact în urmă cu 98 de ani, de aici a plecat delegația Gherle la Alba Iulia, unde la Marea Adunare Națională episcopul Iuliu Hosu a citit proclamarea Unirii. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o țară de o frumusețe și o bogăție ce strânește invizie. Astăzi țările nu mai sunt ocupate, ci globalizate. Cuvintele patrie, patriotism sau naționalism, altădată sfinte, ajung din păcate astăzi simple sloganuri de protocol sau de campanii electorale. Și asta nu din vina noastră, ci din superficialitatea altora. Pentru mine este o deosebită onoare, ca în calitate de cetățean al municipiului Gherla, care vremelnic dețin această funcție de demnitate publică, să pot spune în numele noastră a tuturor la mulți ani României cu prilejul Zilei Naționale. Noi astăzi aici îi cistim pe cei care în urmă cu 98 de ani, la 1 decembrie 1918, au forit România pe care o avem noi astăzi. Ei ne-au lăsat o moștenire nouă, cum noi trebuie să o lăsăm mai departe în moștenire, așa cum este celor care vin după noi. La mulți ani, Gherla, la mulți ani, România, Dumnezeu să ocrotească România și pe români. Thank you.
Ce mândră! Industrial Prop SRL Guerra.